Ce ar trebui să facă și CFR Cluj să devină o echipă și mai atractivă pentru suporteri? Asta e întrebarea care se leagă cu discuția noastră. Se mai încă 10 titluri, că a luat 5. Pentru care suporteri? Suporterii noștri sau echipelor pentru public în general? Pentru public în general, da. Atunci când jucăm în deplasare, indiferent că o facem cu FCSB, Craiova sau orice altă echipă, adversarii au în tribune suporteri mai mulți decât în meciurile în care joacă împotriva unei echipe care ocupă un loc mai slab în clasament. Adică sunt importanți și spectatorii pe care o echipă îi aduce atunci când joacă chiar și în deplasare. Pentru că e normal să doresc să vezi CFR-ul, FCSB-ul sau Rapidul, de exemplu, atunci când evoluează împotriva echipei al cărui suporteri ești. Corect, da. Cred că ți-ai dorit și mai mult suporteri la Cluj când jucați acasă. Noi ne-am dorit mai mult suporteri să avem la Cluj, pentru că unul din obiective e realizat. Atunci când jucăm în deplasare, jucăm aproape cu defecat aproape cu toate stadioanele pline. E, păi și când jucați acasă, jucați cu FCSB sau cu Universitatea Cluj, are stadionul plin. Da, vin și suporterii noștri și suporteri care vin să vadă echipele adverse. Ce este clar, avem o masă de suporteri. Situația este atipică comparativ cu alte stadioane, pentru că s-a demonstrat. Am jucat împotriva celor de la Lazio, împotriva celor de la Slavia, Sivasspor sau chiar și atunci când am câștigat ultimul campionat, având meciul decisiv acasă împotriva celor din Craiova, am avut un stadion plin și a fost în proporție de cel puțin 90% suporterii CFR-ului. Deci există suporteri. Da, dar aia sunt genul de public care vin în funcție de eveniment, adică nu-ți vin în mod constant. Mă duc eu la un concert cu Rolling Stones, păi mă duc odată la 3 ani la un concert de rock sau de nu știu ce, la meci mă duc des. Da, da, este un profil atipic, asta spuneam, și nu doar în funcție de asta, în funcție și cât sunt temperaturile afară, ora de disputare, dacă au de mers sau nu a doua zi la muncă, la școală și sunt mulți factori care influențează, plus accesul la stadion. Este diferit, din păcate, față de ceea ce beneficiază alte stadioane. Și aș mai adăuga eu, plus atracțiile unui oraș mare care organizează evenimente multe, foarte des și foarte multe și foarte bine. Și atunci concurența față de fotbalului cu alte evenimente este mai acerbă. Așa este. Păi acum dacă joacă ăștia la basket, bănuiesc că, deci, cred că la basket în sală vor fi mai mulți decât pe stadioanele de fotbal. Păi la ce a făcut tu Cluj meciul din Spania? În Spania, cu Gran Canaria. Da, 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 deci se umple sala aia mare de 8-9.000 de locuri. Cred că chiar 12.000, cred că are. Cât are. Aia se umple toată când vor juca acasă următorul meci. Da, Cristi, te așteptai să fie un public mai numeros la meciul cu Voluntari, la debutul lui Mutu la CFR? La cât de frig a fost afară și cunoscând ceea ce s-a întâmplat în alte partide, nu. Nu, nu, s-a fost exact cum ne-am așteptat. Apropo de condițiile și de vremea de la Cluj, da. Urmează meciul suferim, de la... suferim, este mult mai frig și suferim și în ceea ce privește suprafața terenului de joc. Am fost obligați să folosim pentru a ne antrena mult mai mult decât obicei terenul de la stadionul principal din Gruia. Și de ce? Pentru că terenul de antrenament unde obișnuiam să facem pregătirea a fost înghețat. La voi e și mai frig, că Gruia e sus. Mai frig Gruia e sus în Cluj. Și în Gruia, dar și-am dat drumul la încălzire la stadion. Costurile sunt aproximativ de 4.500 de euro pe zi.